Salutare, prieteni! Suntem din nou împreună la Lumea în Obiectiv. Mircea Cosărbătoțin este numele meu. Alături de mine este fondatorul unui centru de recuperare, de sănătate, de prevenție. Cred că ați mai auzit și de alte centre de prevenție și sănătate și recuperare și cred că e bine să știm și noi în perioada asta, când am ieșit din pandemie, unde am putea merge să avem și o alimentație sănătoasă, să avem tot ce ne trebuie așa ca să ducem o viață frumoasă. Îl salut pe Mihai Eugen, bine ai venit la Lumea în Obiectiv! Bine v-am găsit, bine ne-am găsit! Ești pentru prima dată, ca de obicei, prietenii mei trebuie să știe cine este Mihai Eugen. Da. Să mă prezint? Da, da, te rog, să faci prezentarea de sine, să știm și noi cu cine aveți de-a face, de unde vii. Sunt născut în București, am cunoscut credința adventistă și Biblia în anul 2000, când m-am și botezat. Sunt membru acolo la biserică, la Labirint. Și, și, mai, și familia este? Familia, familie. Părinții, nu am nici frați, am doi părinți care sunt, nu sunt adventiști, ei se consideră ortodoxi acum. Foarte frumos. Da, ai avut curajul, ca să zic așa, din toată familia să mergi către căile Domnului, ca să spunem așa. Este un lucru minunat pentru că condus de Dumnezeu poți face multe lucruri frumoase. La bază, ce studiai, cu ce te ocupi, cam care-i drumul vieții tale, așa? Așa, ca studii, așa, am făcut electronică și telecomunicații la Politehnică, dar n-am profesat după aceea. Exact atunci am cunoscut credința, când am terminat cu școlile astea. Și am făcut o firmă, într-adevăr, că puțin am avut un magazin cu telefoane, reparații telefoane, făceam abonamente, când a apărut atunci și Vodafone-ul, da, 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 da. Da, și pe urmă am aflat că nu-i bine ca omul să stea la oraș, în cărțile noastre de la biserică, am citit și așa văzând și din Biblie și cineva mi-a zis, ia, uite, eu am pus pepe la țară și încearcă și tu. Și așa am făcut, m-am dus la unde sunt rudele din partea tatălui și primul an a fost așa și așa, pe urmă din ce în ce am câștigat experiență și din ce în ce mai multă. Să înțeleg că îți place viața la țară. Îți place și viața la țară, că degeaba scrie acolo în cărți că e bine să stai la țară dacă nu-ți place la țară. Da, mie mi-a plăcut foarte mult în mijlocul celor factorilor naturali de sănătate, mișcare, aer, mâncare sănătoasă, odihnă. Mă simțeam ca în rai. Vedeam, de exemplu, când floreau rapița și se vedea un câmp așa numai cu flori galbene. Și așa parcă vedeam dragostea lui Dumnezeu. Nu te se pot spune. Am înțeles. Și știi, se spune că uite, de la electronică, de la lucruri de tehnologie de ultimă generație, trecem la sănătate. Cum ai ales drumul ăsta? Că sunt două căi total opuse, nu au treabă prea mult cu una cu alta, dar totuși au, într-un fel sau altul. Pentru tine. Da, poate că nu sunt opuse neapărat, dar sunt diferite, domenii diferite, să zicem. Deci cred că eu poate aș fi dat și la medicină dacă cunoșteam credința mai dinainte, pentru că mi-a plăcut de la școală biologia, am fost receptiv la domeniul ăsta și m-a preocupat și pe urmă, când am cunoscut credința, am luat contact pentru Biserica Adventistă. Are domeniul ăsta mai predominant de sănătate și am ascultat pastilele de sănătate de Emil Gădulescu, de exemplu, la Vocea Speranței și eram ca un bulete, eram cu mai ochi și urechi la pastilele de sănătate. Da, ce-i drept, Biserica Adventistă se axează și pe partea asta de sănătate fizică, mentală a omului și e un lucru foarte, foarte bun. Înseamnă că nu e timpul trecut ca să poți merge la facultate și acum. Că vezi că la facultate poți să mergi la orice vârstă când vrei să te recalifici, vrei să te reorientezi. Cred că timpul e pierdut și noi te încurajăm să,
să faci pasul către o astfel de facultate dacă îți dorești atât de mult. Așa sunt multe, aș avea nevoie să, și să merg și la Institutul Teologic Adventist, să zic, ca să mai învăț niște maniere, să mai învăț niște... Și ca spiritualitate, așa, multe sunt. Ei, bune. Multe, le poți lua pe rând. Le poți lua pe rând dacă vrei, musai așa, să pui la bază temeliei vieții tale niște lucruri solide. Da, care sunt hobby-urile tale? Care, printre care, care natura clară, plimbarea în natură, lucru în natură, cititul, observ că ne lasă să înțelegem ce mai ai tu ca hobby-ul. Eu am făcut multe lucruri care mi-au plăcut. Ce mi-a plăcut? Eu am darul ăsta al îndemânării, meșteșugurilor și am făcut termopane, de exemplu. Am făcut puțuri, am făcut puțuri. Multe lucruri pe aici, construcții, domeniul ăsta al construcțiilor. Acum, de exemplu, fac niște foișoare. Îmi place, da. Mă simt în apele mele, bine, dacă văd pe este și banul și așa. Da, dar, știi cum e? Mai ales în pandemie, ca omul să nu se plictisească, își readuce și aminte și de anumite hobby-uri, își mai pune altele noi lângă cele vechi și uite așa trece timpul, nu? Da. Bun, hai să vorbim puțin și că îndemânarea ta meșteșugărească aduce și un centru de sănătate. Ne poți vorbi despre el mai pe larg? Care este ideea acestui centru? Când s-a născut ideea acestui centru, câteva lucruri, de când ai cochetat cu ideea centrului de sănătate? Când ți-am venit în minte? Am fost la Hergelia atunci, în 2002, cam așa cred că am ajuns, să cunosc centrul de la Hergelia. Așa mi-aduc aminte și am zis că e un lucru foarte bun și că eu eram preocupat de stil de viață sănătos și aș fi vrut ca și alții să beneficieze de lucrurile astea, să fie cumva să le faciliteze, să poată să înțeleagă mai bine, practic, lucrurile astea. Și că m-am citit și în lucrarea misionară medicală, în spiritul profetului mele, nu ai, așa, despre centre care ar trebui să fie lângă fiecare oraș mare, centre de sănătate. Și eu am fost cu colportaj vreo 5-6 ani, am vândut foarte multe cărți de sănătate, le citeam și... Na, așa aici se poate vorbi un pic la domeniul ăsta de colportaj și de că tot e vorba de pasiuni și așa, dar să merg mai departe, la stand, de exemplu, vindeam omului cartea și îl mai spuneam, vedeți că statistic oamenii nu prea citesc cărțile și ați cumpărat-o, că știți că aveți nevoie, dar s-ar putea să nu citiți. Și dacă vedeți că nu citiți, vă dau și un client cu centru de sănătate de la Hergelia, unde ați poate să scadă colesterolul, glicemia, în 10 zile cât stai acolo, să... Și omul era foarte încântat că plătesc oricât, numai să merg și eu acolo. Și unde e? Unde se află? Și când auzea că e tocmai la Târgu Mureș, dacă ar fi undeva aici aproape, că eu la București făceam colportajul. Da. Și na, așa asta a fost un motiv pentru care aici, în zona Bucureștiului, nu era niciun centru. Și când am început eu și... De când ai început ideea asta? De când ai inițiat-o? Când ți-a venit primul gând în minte... Vreau să fac un centru de... Atunci, în 2002, eu am fost de mic foarte econom așa și am zis, e bună economia, dar să și faci ceva cu ceea ce economisești. Și am zis să investesc într-un centru de sănătate și în continuare, făcând colportaj și am strâns bani și din colportaj și din agricultură, am făcut ceva afaceri, am cumpărat niște terenuri, că trebuiau banii băgați cu ceva, nu la bancă și așa. Am luat niște terenuri, după aceea s-au scumpit prețul lor și așa, cam așa a fost. Bun. Deci din 2002 ți s-a pus minte să ai un centru de sănătate. Când ai pus bazele lui? Când, băi, gata, cu gândul, dar hai să fac și treabă. Când, în ce an ai demarat lucrările pentru acest centru? Când l-ai pus pe picioare? Păi să zic așa niște pași. De exemplu, în 2007, parcă am făcut o asociație non-profit, ca să fie ca un fel de bază de lucru, pe ce fundație să lucrez, pe o, ca un fel de firmă. Da, da. Așa, în, tot pe atunci am luat un ecograf, nu era nicio clădire, nu era nici măcar un teren, dar am luat un ecograf, am găsit o ocazie și așa.
am pus chiar înaintea boilor. Pe urmă, în 2011 am cumpărat, am umblat după, să caut un teren potrivit în zona asta, în toate orașele, la lângă Ploiești, lângă Târgoviște, a fost ultimul, așa, lângă Buzău, lângă Pitești și așa, toate orașele astea de lângă București. Și chiar și lângă București, la Moara Plăsiei, o zonă din aia asta cu dealuri și așa. Mă rog, în 2011 am început aici cu proiectul. La început a mers foarte bine, după aceea m-am mai descurajat așa. Da. Bun, și acum să înțeleg că e pe picioarele lui. Ai avut activitate deja în el, nu? Au fost oameni, nu? S-au tratat? Nu pot să spun că a fost activitate. Au fost odată o familie de misionare aici și au zis hai să facem ceva. Și am stabilit un preț foarte mic și au venit niște persoane, așa, câteva persoane. Au mai fost niște prezentări de sănătate pentru cei din sală aici, dar activitatea așa, serios, nu... Și când ai de gând să-i dai drumul la acest centru de sănătate ca să prindă viață ca și la Herghelia, Podiș și alte zone, Breaza sau ce mai este, că știu că sunt mai multe? De gând, eu de mult aș fi vrut, dar poate că eu nu mă pricep așa, dar mi-am dat seama că poate nu mă pricep la domeniul ăsta de management, de... A gândi cum să organizezi lucrurile atât de bine. La construcție, să zic că am participat aici și cu oameni, așa, cu câte un om sau cu câte am putut. Acum, ce să zic? Bun, în ce stadiu este centrul de sănătate? Sunt două nivele făcute, finisate, deci parterul unde sunt sala de mese, bucătăria, sala de seminarii, cameră de gardă, sala de primire. La etajul 1 sunt 11 camere și iar mansarda deasupra, al treilea nivel, nu e finisat. Materiale sunt aici, dar nu sunt montate, făcute. Și deasupra mai e un loc pentru o capelă și încă niște cămăruțe pentru terapie, pentru... care tot așa mai necesită un pic de lucru la ele. Dar cele două nivele ar putea fi folosite, mă gândesc. Deci, să înțeleg că oarecum pot fi date în folosință dacă este nevoie. Ai aparatură? Ți-ai procurat ceva aparatură în afară de acel ecograf de care tu spuneai? Da, am mai primit de la Podiș ceva aparate care ei l-au înlocuit de la centrul de la Podiș. Când au luat alte aparate, mi le-au dat pe cele care le-au avut prima dată și da, am mai făcut o adaptare a unui mașini de spălat rufe, cum au făcut și la Podiș înainte, pentru comentațiile acelea din cârpe umede, așa. Da, am înțeles. Da. Bun, deci e la un stadiu în care poate fi funcțional. Adică de asta am întrebat, ca oamenii poate sunt interesați să te ajute și să știe unde se află și pe unde, de unde o ia și unde îl pune. Bun. Mai sunt niște puncte importante. Te rog. Ar mai trebui, da? Te rog, zile. Da. Zile. Deci, de exemplu, apă nu e decât de la rețea acum. Rețeaua de apă publică, așa cum a fost gândită de primărie, dar aș vrea și o sursă proprie de apă și... Da, aici o să mai fie niște demersuri de făcut pe care m-am ocupat, dar oricum un manager ar fi bun să gândească mai bine lucrurile astea, poate eu nu pot să le cuprind chiar pe toate, să mă gândesc la ele. Și se asfaltează acum, așa, este un punct bun, că se asfaltează până aici, aproape la 100 de metri distanță, deci acum e drum pietruit 500 de metri, e accesibil cu mașina, dar da, mai zic câteva detalii. Da, foarte frumos, că e bine să știi. Și da, ai o pagină în care oamenii să vadă cum arată în momentul de față, ai poze undeva unde ei să acceseze pagina ta și să vadă centrul de sănătate? Da, e o pagină, dacă se dă pe Facebook, de exemplu, Malul Mierii, cred că e de ajuns ca să apară. Și mai e și numele meu, dar unde sunt și acolo postări, dar s-ar putea să fie mai mulți cu numele meu. Mihai Eugen, un nume foarte comun și s-ar putea să fie mai mulți. Deci Malul Mierii. Bun. Sau sănătate, da.
Sau sănătate cum? Sănătate glodeni, sănătate malumierii, dar malumierii ar fi de ajuns. Am înțeles. Bun, deci să înțeleg că aparatură ai câte ceva, ai aranjat puțin centru, îți mai lipsesc oamenii, să înțeleg. Și ce îți mai lipsește? Pentru că, în definitiv, ai câte ceva să poți să începi din puțin în puțin activitate, adică de Dar oamenii tratament. sunt oameni și aici în zonă care s-ar bucura și de mult așteaptă. Toți așteaptă după mine, să zicem. Chiar Mă în refer proprietarul oameni acestui. care să lucreze, mă refer și oameni care să Da, lucreze. Da. și ca pacienți, dar și ca lucrători sunt. Și în zona aici, și în oriunde, și în Republica Moldova, sunt lucrători peste tot. Dar un manager ar fi ca să-i pună lucrurile cap la cap, sau poate că eu ar trebui să iau și rolul ăsta, chiar dacă sunt ca Moise, să zic că nu știu să vă vorbesc, mă bâlbâi, dar Dumnezeu zice că să fiu eu. Nu mai trebuie rugăciune, ce să zic. Bun, ideea e că asta e important, că oameni buni, cine vreți să-l ajutați pe Eugen Mihai, uite, aveți o șansă de a pune împreună cu el pe picioare acest centru, să-l deschideți, să faceți activitate împreună și să găsiți și resurse financiare, pentru că și astea sunt nevoie ca oamenii să poată desfășura această activitate. Și ați auzit că pe pagina lui și pe Malul Mierei, zis, da? Dacă am înțeles bine. Da, Malu Mieri. Malul Mierei, am zis bine. Puteți accesa să vedeți exact centru, să vedeți în ce stadiu este și în același timp îl puteți contacta și pe Facebook. Are, cred că, și numărul acolo. Îl puteți, de asemenea, accesa și să vorbiți toate detaliile despre acest centru și poate că aveți și voi pe inimă un astfel de centru. Și poate că acum visul poate deveni realitate. Și să puneți datele problemei la, dacă sunteți un manager bun, dacă sunteți oameni care lucrați, dacă aveți potențial financiar, tocmai ca să puteți ajuta această lucrare, deschideți-vă inima pentru că sănătatea e primordială, mai ales în această perioadă în care noi trăim datorită problemelor de sănătate al COVID-19 coronavirus. Cum te descurci în perioada asta? Cu toate activitățile oprite datorită coronei virus, cum este pentru tine? Cum simți lucrul ăsta? Pentru mine nu e mare schimbare față de cum era înainte, și locația aici unde încerc să mai înaintez cu lucrările e foarte plăcută, că e în mijlocul naturii. Am aici un palat, cum ar veni, și plus natura, care e palatul și mai mare, natura din zonă. E pe undeva pe un deal, se vede foarte frumos, cântă fazanii aici, păsărelele, tot felul. Deci, e, de la tine nu s-a schimbat nimic. Mă gândesc că ai nevoie și de bucătari, nu? Ai o fermă deja, mă gândesc că mare, acolo, adică și partea asta de sere, adică ai o întreagă activitate. Da, eu nu pot să le fac pe toate. A fost un solar pe care l-am desfăcut, dar am aici materiale pentru construit un alt solar, dacă e. Nu pot, da, nu mă ocup eu, chiar de toate m-am ocupat acum Mai ai cu mine oameni în construcțiile. activitatea ta sau ești singurul care face lucrul ăsta în momentan? Mulți mă așteaptă toți așteaptă să înceapă activitatea și. Am înțeles. Bun, atunci ce te oprește să pornești activitatea? Care sunt barierele, ca să vorbim așa, care te opresc? Asta m-am gândit și eu. Care a fost piedica până acum, să zicem? Poate că a fost anumită piedică din partea de instalații, să zic, că n-au fost bine puse la punct, așa fel ca oricine să știe cum să fie mereu apă caldă, apă rece, și așa mai departe. Ar fi bun un instalator să găsească soluții mai înțelepte, mai în domeniul ăsta. Nu știu dacă asta a fost piedica. Eu totdeauna am crezut că alta a fost piedica, lipsa unui manager care să conducă toate lucrurile Fonduri despre. ar fi dacă oamenii ar veni către tine, de asta am întrebat și i-am încurajat totuși pe oameni să deschidă inima și pentru acest proiect. Mă gândesc Ce-ai că întrebat? financiar, pentru că poate oamenii, poate te gândești și că și asta e o piedică, că financiar nu sunt atâtea resurse încât să
poți să investești în toți oamenii și în toată lucrarea asta. Și poate că e nevoie de și de alte mâini întinse. Da, s-ar putea, dacă s-ar putea începe o activitate concretă, dar mai mult voluntari prima la început, până se pune pe picioare, mă gândesc. Eu așa aș putea acum să plătesc pe cineva, de exemplu, care să mă ajute în ce fac eu acum partea de construcție, să mai aranjăm pe aici. Aș putea să plătesc un om cu salariu lunar sau cumva. Am înțeles. Da, pentru că poate că și asta este o problemă și noi am deschis așa oarecum oamenilor și problema asta, pentru că ca să poți să ai mai mulți să înceapă și lucrarea exact de terapie, de tratamente, de tot ce înseamnă bucătărie, curățenie și tot ce ține de un centru, înseamnă și investiție financiară. Da, așa. Aș vrea să știu cam ce tipuri de tratamente oferi oamenilor. Ce îți dorești să le oferi? Care este paleta ta care vrei să le pui la dispoziție? Eu cel mai mult mi-aș dori ca să mergem la cauza problemelor, adică la stilul de viață, adică obiceiurile lor greșite, să și le schimbe ale lor, ale noastre, că și eu mă includ, să zic că fiecare mai are de crescut din locul de unde e, dar știu că oamenii nu prea înțeleg importanța obiceiurilor greșite a anumitor schimbări și ei merg mai mult din după terapie, anumite proceduri, anumite care și astea sunt foarte bune, dar nu sunt cel mai important omul să elimine obiceiul greșit, să înlocuiască obiceiul greșit cu obiceiul corect. Care a dus la boală. Asta aș vrea eu cel mai mult. Dar să se facă un centru de, cum se zice, de Reforma reforma stilului de sanitară. viață. Da, reforma sanitară am putea să-i spunem. Bun, Da. dacă vine omul la tine la centru, ce găsește, de exemplu? Ce paletă de tratamente, de activități, de lucruri noi, ce găsește față de celelalte centre? Ce ai ca și activitate? Să vorbesc despre tratamente, că pe și pentru și cu oamenii la asta Bun, se da, limită păi ce foarte faci mult. concret? În ce vrei să pui la dispoziție oamenilor când îl deschizi? Când vine omul la tine, Deci, uite, am asta, asta, asta și asta. sunt camere cu baie în cameră, cabină cu hidromasaj în fiecare cameră. Ce găsește aici când vine, Da. spun. Ca și tratamente se pot face tot ce scrie în cărțile noastre de tratamente Bun, naturale, da. hidroterapie, plante, de nutriție, tot ce scrie se poate face, cu lut, împachetări cu lut, parafină, tot ce scrie în Electroterapie se cărțile. face? Electroterapie. Singur, da. Da? Singur. Gimnastică, bazin, că mă gândesc că ai și bazin pregătit acolo pentru oameni să se bălăcească. Bazin e în proiect un bazin, dar nu e făcut deocamdată. Și se poate, de exemplu, aici Pucioasa e la 5 km. Se pot duce oamenii cu microbuzul, adică avem noi microbuz și să-i ducem acolo dacă vor să facă. Dar băi cu surși se pot face și fără neapărat un bazin mare. Se pot face la cadă, avem cadă cu hidromasaj Da, da, și se da. poate face acolo. În regulă. De-aia întrebam. No. Mă gândesc că se face și masaj, pentru că oamenii vor veni și pentru masaj, nu mai pentru celelalte proceduri. Vor putea Da, face și sunt în proceduri. zonă, da, masări. Bun, pe înseamnă Câteva că cazuri. ai mână de lucru acolo, ai oamenii, doar să fii încurajat să dai drumul la activitate. Păi, sună bine și cred că cei care ne aud și ne privesc, pot să încerce la un moment dat și acest centru. Așteptăm ca să îl deschizi pentru ca oamenii să dea năvală, ca să aveți activitate și să vă bucurați de activitate și de mâncarea bună vegetariană, da? Sau ro-vegană, cum e cu alimentația, că trebuie să mănânci și ceva bun după tratament bun, nu? Cât mai sănătoasă, da, dar așa nu șocăm oamenii. Trebuie oamenii, dacă sunt învățați cu carne, de exemplu, dacă aici nu vor mai mânca carne, de exemplu, dar vor fi învățați cu mâncare multă, trebuie să-i dai mâncare multă și cam ce sunt ei obișnuiți, sarmale, știu eu ce sunt ei obișnuiți, trebuie să primească și aici, ca să nu se
sperie, dacă... Dar sunt și, vor învăța tot felul de lucruri, cei care sunt dispuși să învețe, să, ca, vor fi o clasă de gătit și pentru avansaj, de exemplu, cei care vor să vadă anumite plante, cum sunt aici la noi în Glodeni, adventiștii folosesc plante, fac așa cu un tocător de lemn unde toacă niște plante și bea zeama aia sau... Da, așa am înțeles. Lucru. Bun, fac din plante și tratamente. Bun, vreau să te întreb cum va fi. Vei lucra cu casa de asigurări sau va fi strict omul va veni, va da bănuțul, să presupunem ca la Herghelie și Podiș, un preț standard de 500 de euro, cam așa știu că era pentru acele 10-11 zile. Adică estimativ suma, am spus-o, nu știu dacă a mai crescut sau a mai scăzut între timp. Da, probabil că o să fie promoțional mai ieftin aici și treaba cu casa de asigurări, m-am interesat și de asta și e posibil. Deci se poate face anumite reduceri sau gratuități din casa de asigurări, dar pentru asta trebuie niște demersuri și eu nu pot să le fac pe toate. Am înțeles, un manager. Băi, ăsta e punctul numărul 1, să ai un manager și el le adună pe toate și îți va face din acel centru să funcționeze și asta e un lucru bun. Vei fi asemenea, oamenii la ce să se aștepte? Vei fi apropiat de Breaza, vei fi apropiat de Podiș și de Herghelia ca și structură a programului, a tratamentelor, a alimentației, a educației. Vei avea pe același, ca să zic, sistem de educare a oamenilor și a tot ceea ce face acolo. E pe același sistem sau e puțin mai diferit? Da, seminarii, clase de gătit, ca modalitate de educație, dar oricum, poate că nu e bine să comparăm cu celelalte centre, poate că aici o să fie un anumit specific, dar în general... Nu, mai, asta întrebam dacă va fi diferit puțin sau nu, pentru că oamenii, în general, cam știu centrele acestea și oamenii zic, de aproape de acasă, dacă e la fel, poate merită să mă duc și vreau să merg acolo că chiar îmi place. Adică de asta eu mă refer în partea pozitivă a lucrurilor, pentru ca să fie oarecum să-și facă o imagine despre ce tu vei oferi. Da, cum și ție îți plac lucrurile pozitive și așa, oamenii vor fi învățați pe partea asta cum să nu mai fie negativiști, să nu mai cadă în anumite depresii sau dacă deja au căzut, cum să gândească altfel, să fie învățați să schimbe modalitatea de a gândi. Nu sunt eu specialist, dar... Vor veni specialiști. Da. Pentru cei care vor să se implice în acest proiect pe care tu l-ai demarat, ce mesaj ai pentru ei? Nu știu ce să zic. Un mesaj pentru cei care vor să se implice, care vor să pună brațul alături de tine, cei care vor să vină să facă echipă cu tine. Oricare, cum, în ce modalitate va dori să vină. Da, încurajez să vină, să, de exemplu, dacă poate stau într-un loc la oraș undeva unde nu e așa plăcut, să vină, să ne rugăm aici împreună și să fie casa să fie mai ocupată și să, chiar dacă nu se găsește un manager și niciunul din noi poate nu avem starea asta, dar poate Dumnezeu să fie managerul și... Eu sunt fel convins că Dumnezeu va trimite și manager, va trimite tot ce ai nevoie exact la timpul potrivit. Și sunt fel convins că vor fi o grămadă de oameni care urmăresc această emisiune și sunt oameni care își doresc să lucreze undeva și să își pună toate darurile în slujba unui astfel de centru, unui astfel de activități de sănătate cu multe calități umane, da, și de sus venite de la Dumnezeu și mă gândesc că va fi cineva, că nu e întâmplătoare emisiunea asta, nimic nu e întâmplător pe acest pământ și sunt fer convins că în final Dumnezeu va deschide și la tine ușa și o va deschide așa cât de frumos încât nici nu ți-ai imaginat că poate fi atât de bine. Sper ca pandemia asta să treacă cât mai repede și să începe activitatea mult așteptată și de cei de acolo și de tine și de toți cei care te susțin. Amin. Mulțumesc tare mult că ai
Ai acceptat provocarea de a ne vorbi despre centru de sănătate de Cu la drag. de acolo de lângă Glodeni, da? Ca să spunem așa, pentru că zici că stai pe Da. lângă Glodeni. E bine de știut, oamenii să se uite la acest centru și să-și facă idee și de ce nu să te și contacteze. Sunt ferm convins că vor fi oameni care te vor contacta și veți face echipă împreună. Îți mulțumesc tare mult și îți doresc mult succes în activitate și Dumnezeu să-ți dea izbândă în tot ceea ce faci și multă sănătate fără coronavirus în viața ta și a celor dragi ție. Mulțumesc mult, la fel. Seară frumoasă și îți doresc mult succes în tot ce faci. Seară frumoasă. Mulțumesc, dragi prieteni, l-am auzit pe Eugen Mihai, a vorbit despre centrul de sănătate. Dacă vreți să-l ajutați, deschideți-vă inimile și faceți-o pentru că și voi aveți de câștigați, dar și el, împreună cu voi. Pentru că împreună se poate, vă puteți reuși îndeplini un vis al dumneavoastră și pe el să-l ajutați ca visul lui să devină realitate. E, mai multe vise împlinite pot deveni realitate. Fiți obiectivi într-o lume subiectivă până data viitoare. Rămâneți cu bine, dragi prieteni. Mircea Cosel Bratosin vă salută și Dumnezeu cu noi cu toți și fără coronavirus în familiile noastre.